Cel puțin până acum în ligile 4 și 5 nu au fost probleme în desfășurarea jocurilor, a declarat președintele AJF Argeș Cornel Sorescu. Tot el și-a exprimat speranța ca lucrurile să nu se schimbe nici de acum înainte. S-au disputat toate jocurile programate, fără incidente, fără probleme. Vremea încă ne-a lăsat, sperăm să putem juca și în acest weekend. Din câte am înțeles de la televizor, vremea se va încălzi pe vineri-sâmbătă. N-am avut etapă intermediară în această săptămână, deci am fost ocoliți de probleme. Eu sper că vom putea duce la bun sfârșit campionatul, să nu se schimbe vremea, după cum văd că ne-au anunțat zăpezi și în aprilie, să nu ne îngreuneze. În lupta la vârf dintre Bradu, Dinamic, Mioveni și CSS Dinicu Golescu Câmpulung, prima echipă a luat o opțiune pentru câștigarea Ligii a IV-a, dar nu este una decisivă, consideră Cornel Sorescu. A început să se așeze lucrurile, să spunem, cele trei echipe care le vedeam eu s-au cam detașat. Totuși, parcă Bradu are până acum rezultate mai bune, celelalte s-au cam încurcat între ele, dar e lung returul și vom vedea cine va câștiga campionatul pe 12 iunie. Sâmbătă are loc etapa cu numărul 22 din eșalonul 4 la fotbal, iar duminică se desfășoară de asemenea meciurile seriilor Centru 1, Centru 2, Nord și Sud din Liga a 5-a.